Bună seara și bine ați venit la primul gong al Festivalului de Teatru Aurel Luca, ediția 14-a. Numele meu este Andrei Ciobanu și am mare plăcere să vă invit la o premieră online. E vorba de Insula Femeilor, după Valeriu Butărescu, ocazie cu care îl salut pe domnul Valeriu Butărescu, că știu că ne urmărește tocmai de acolo, din sudul țării, cald de îmbrățișări de aici, de la Iași. Facem un arc peste timp, dacă nu avem autostrăzi, măcar să avem autostrăzi culturale. Salutări și mulțumim frumos pentru text. Avem 4 zile de festival, astăzi, mâine, sâmbătă și duminică. Astăzi suntem live aici în sala Aurel Luca. Ne-am fi dorit, evident, să fiți alături de noi în număr mare, dar din păcate nu se poate așa, încât puteți, în schimb, să ne dați un share, un like, ca să facem viral această piesă. Actorii sunt pregătiți, vă doresc vizionare plăcută și să nu uitați, mâine, sâmbătă, da, și duminică, de la 11, 18 și 20, vă așteptăm pe pagina de Facebook a Casei de Cultura Studențelor și pe pagina de Facebook a Teatrului Ludic să urmăriți celelalte spectacole invitate. Mulțumim și celor din țară, Timișoara, Brașov, Cluj, Ploiești și... și Sibiu, da, iertați-mă, am și eu emoții. Până în alta, Insula Femeilor, la Teatrul Ludic, vă doresc vizionare plăcută. Între fizică și metafizică. Termenii sunt apropiați. Exact ca diferența dintre pauză și menopauză. În concepția mea, conceptul de metafizică... Venera, încetează, te rog! Filozofia nu e pentru tine. Tu nu poți trece așa simplu de la anticoncepționale la concepte și concepții. Bine, dar aici scrie clar. Este vorba de silogisme. Încetează! Citești cărți grele și tu ești o femeie ușoară. Mami, fii și tu mai tolerantă. Doar ai condus 10 ani o casă de toleranță. Da, eu nu mai rezist cu tine și nici cu voi toate la un loc. Nu mai rezist. Cărți, cărți și iar cărți. Fără bărbați, orice bar de noapte se transformă într-o sală de lectură. A fost ideea ta să înființăm un club de noapte? Lady Robinson Bar. Da. Da, eu. Lady Robinson Bar. Și mă mândresc cu această investiție. Un bar de noapte? Se putea face altceva cu voi?
Sau poate ai fi vrut să deschid o mănăstire. Mami, suntem pe o insulă locuită de 4 femei. Suntem pe o insulă pustie! Prostii! Femeile însuflețesc orice pustietate, să-ți intre bine în minte asta! Insula asta e insula noastră! Am decretat! Suntem stat suveran și ne numim Insula Femeilor. Avem chiar și drapel, imn, stemă, capitală, orice dorești. Tatăl meu. Pentru că nu știu exact. La tribunal am prezentat 3 suspecți, dar au scăpat toți 3. Aveau alte grupe sanguine. Justiția e o arpă. Justiția e neputincioasă, Venera. Nu e așa ușor să găsești un tată într-o capitală. Am cerut instanței să lăgească cercul de suspecți. Dar judecătorul a oprit procesul. Iar pe dosarul nașterii tale a scris crimă cu autor necunoscut. Dar tu cine crezi că era tatăl meu? Nu știu și nici nu-mi place să mă hazardez. Nu-mi permit să fac supoziții. Mami, îmi ajunge și o sugestie. Ceva legat de caracterul tatălui meu. În mod sigur tatăl tău n-avea caracter. Măcar câteva detalii. Era alb. Probabil. Vârstă medie. Și sexul... neutru, nu? Masculin. Mic nu este sigur în univers. Sunt fiica îndoieli. Adevărat. Chiar că nimic nu-i sigur în univers. Nici măcar anticoncepționalele, dar în fine. De ce m-ai născut? Așa au hotărât medicii. E absolut imposibil să porți o sarcină mai mult de 9 luni. Înțeleg. Înțeleg. Am fost un copil nedornic. De aceea simt permanent în mine un gol existențial. Venera, draga mea, Venera, liniștește-te. Spune-mi, Venera, ce-ți trebuie ție, Venera? Ce vrei tu, de fapt? Vrei un măscul aspru cu păr pe piept care să te tăvălească bine o noapte întreagă, Venera? Oh, mami, viața te-a încercat din greu. De aceea ai renunțat definitiv la bărbați. Într-adevăr, viața m-a încercat din greu. De aceea am renunțat definitiv la bărbați. M-am reprofilat. Și am început să iubesc femeile. Este mai avantajos? E mult. Femeile sunt mai tandre. Femeile sunt mai atrăgătoare. Adică? Adică, o femeie dacă te părăsește, sigur nu te lasă gravidă. Eu prefer bărbații. Mami, mi-mi este dor de bărbați. Ce gusturi stupide poți ai! Știi prea bine că pe insula aceasta nu există bărbați. Și spre deosebire de noi, insula aceasta încă e virgină. Mami! Venera! De câte ori să-ți mai spun, Venera? Am văzut bărbați pentru ultima oară noaptea naufragiului. Toate necazurile noastre vin de la ei și de la ginul lor. Erau beți, Venera. Au crezut că luna e farul din Alexandria și au intrat direct în stâncile țărmului. După care
lupii aceia de mare s-au necat așa scurt, mare înărește, unul după altul, toți, absolut toți, în vreme ce noi, dansatoare de noapte, am înotat voinicește până la liman. Ce păcat că nu a scăpat măcar Cnut. Era tare amuzant. Cnut? Mm-hmm. Cnut. Cnut! O grămadă de mușchi în uniformă! Fără cea mai elementară urmă de creier. Cnut! Cnut ar fi stat aici. În locul meu, mare șef de harem. Ne-ar fi violat pe toate! Ne-ar fi exploatat sexual! S-ar fi culcat cu noi în ordine alfabetică! Mă îndoiesc! Cnut era total analfabet. Atunci ne-ar fi violat pe toate! De-a Valma! În ordine analfabetică! Doamne, mami! I-am fost cândva violată! Ce timpuri! Ce timpuri! Dar eu sunt sigur că m-ar fi ales numai pe mine. Iar pe voi vă trimitea să strângeți fructe, scoici și rădăcini hrănitoare. Și de ce, mă rog, te-ar fi ales numai pe tine? Iar te crezi tu cea mai frumoasă și cea mai focoasă, Venera? Tu prea te încrezi în ciobul ăsta de oglindă. Și să știi că uneori bărbații au gusturi foarte ciudate. Nu vreau lecții despre bărbați. Îi cunosc perfect. Doar am un trecut mai bogat decât toată Grecia antică. Prostii! Un bărbat nu se citește în pat. Un bărbat nu e o carte deschisă, Venera. Eu sunt sigură că bărbații vor veni. Mulți. O companie. Vise. Un batalion de bărbați. Venera, tu vrei să vină armata peste noi? Două batalioane? Nu se poate. Suntem stat suveran. Mami, știu că răși bărbații. Dar aceștia trebuie să vină! Nu se poate! Insula asta e atât de mică că nici măcar nu se află pe hărțile militarești! Doamne, un regiment măcar! Un regiment? Tu vrei dragoste sau război? Sunt femeie și sunt singură! O amantă! Ți-ai să-ți fost de ajuns! Dar tu vrei bărbați! E celui Dumnezeu o divizie! Mami, eu vreau să fiu mama tuturor răniților! Venera! Fi demnă! Tu ești dansatoare, nu soră de caritate! Sunt un suflet părăsit pe o insulă pustie. Frumos început de poezie! Aaa, de unde a dat, cruzime? Tu nu ești de Robinson, tu? Ești Cruella! Cruella! Gata! M-am zătat! Plec! Plecă lume! Și mai și tu! Pleacă! Drum bun! Ai grijă să nu te rătăcești! Că lumea noastră e mare! Cât o curte de închisoare. Și atunci, fiți frumos, am călcat pe ușa și zburați către aleasă inimii lui. Ala! Iar începi! Pe mine poveștile tale nemuritoare mă omoară, Ala, mă omoară! Și acolo, într-un palat, cu tot și cu totul de aur aștepta ea. Frumoasă Elena, cu fața albă ca smaragdului, părul negru ca pana corbului. Ce stupizenie! Ce păr negru ca pana corbului? Elena nu era brunetă! Elena era blondă, cu părul galben, capana... Capana... Capana cui? Capana pupezei, că la câtă geografie știu eu, pupăza e singura pasăre blondă. Și cu trupul ei, ca tras prin inel... Prostii! Ce trup tras prin inel? Că și încerc să-mi imaginez o femeie trasă printr-un inel.
ori n-are fund, mă amețiți, ori n-are sân deloc, ori are fundul plat. Și atunci am încărcat, am luat pe șa... Îți ajunge! Ena, să nu mai lași tu pe mine să visez! Ala! Na! Ai văzut-o vreodată în viața asta a ta? Cai cu aripi? Să bineînțeles că am văzut, draga mea. Dar ce te mire așa? Marcoa meu avea o hergelie de care mă ripeți. Pentru că e foarte bogat. Să-i căsuiești ministru. Copilă naivă, delirezi. Eu sunt sigură că Marco va veni să mă ia dracului de aici. Și-l are un halat. E, și dacă nu va găsi un halat, va veni halatul pe motocicletă. Văd că simți o nevoie acută să tot stai călare. Marco al meu mă iubește. Nu l-ai văzut de 4 ani. E, nu, și ce contează? Stai că e ministru. Prostii! Prostii! Sunt sigură că acolo peste 7 mări s-or fi schimbat 7 guverne. Marco, e prinsul meu. Ai înțeles sau nu ai înțeles? Liniștește-te! Suntem singure, Ala! Singure! Pe insula asta pustiită înconjurată de ape adânci! Tu chiar ai impresia că astea sunt o problemă pentru Marco? Nu? Nu! Că e de ajuns un semn așa de a lui și el pune la dreapta și la stânga. Știi de ce? Pentru că dragostea asta dă oamenilor putere nebănuite. Și m-a ocupat de orice, că taică-s-o-i la guvernare, ce dracu. Are dreptate. Apele se vor retrage. El a uscat marea și apele s-au despicat în două. Și apele au stat ca un zid la dreapta și la stânga lui. Cine a uscat marea? Marco. Nu Marco, doamnă, ci Moise. Cum puteți face o asemenea confuzie? Îmi pare rău, Elena. Cultura mea religioasă e destul de precară, deși am condus cândva un bordel la doi pași de biserică. Între Marco și Moise este o mare diferență. Păi normal că e mare diferență, cum să zic? Că Marco a meu e mai minunat decât Moise sau cum o chema pe ala. Și să-ți mai spun ceva, că Marco este mai frumos, ești mai tânăr. Taci, suflet necredincios, taci! De nu, nu, te rog să mă crezi că eu sunt o femeie foarte credincioasă. Ionel Marco! Dacă vrei să-ți salvezi sufletul, trebuie să crezi în Dumnezeu, nu în fotbaliști. Să Marco e Dumnezeu meu, eu am jurat credință veșnică. I-ai jurat în fața altarului? Nu, în spatele bisericii. Ce erezie! Și de ce, mă rog, în spatele bisericii? Da. Păi bine, nu puteți merge și voi la un hotel? Da. Dacă ești așa curioasă, am fost la hotel, dar nu mai aveau camere, ce să-i fac? M-ați pângărit un loc de rugăciune. Ena, de ce vă băgați atâta boi, a? Noi nu ne băgăm, noi ne introducem. Învață să vorbești gramatical mai întâi. Și să vă zic că atâta vă mai introduceți. Și cine ești tu, mă rog? Cine ești tu, bă, Lady Robinson? De toată ziua am dat tu mie lecții de morală, a? Să faci tu să te ziulic aia cu viața asta ta. Stai, uite, așa frumos!
puțină smerenie în locul rujului acela strident. Hai, nu serios. Da, foarte serios! Fă economie de ruj. S-ar putea să ai nevoie de el când o veni Marco, de peste 7 mări. Știi ce ești tu? Mm. Ești o vrăjitoare! Mm. Ești o femeie afemeiată, asta ești! Ala, cum îți permiți? Adjectivul feminin nu admite genul feminin. Mm. Tu ți-ai uiți la ea? Asta e tipul femeie mascul. Mm. Eu m-am mir, de ce dracule nu se însoară odată? Mm. Gata, nu vă mai certați. Le zic că ar fi mai bine să ne rugăm împreună. Și de ce mă rog împreună? Aha. Foarte bună idee, Alan. Că o rugăciune colectivă are întotdeauna greutate mai mare. Da, numai așa rugăciunea noastră va avea audiență în cer. Mm. Faceți liniște că eu deja mă rog. Roagă-te și tu, Ala, te rog eu frumos. Uite că nu vreau. Dar roagă-te proastă. Că nu te costă nimic. Dacă vrei să mă rog, îmi dai foarte frumos, uite, o sticlă de whisky. Nu se poate! Exclus băuturile alcoolice sunt numai pentru clienți. Se pare că tu în 4 ani ai avut un client. Le-ai băut-o pe toate! Da, că n-ai client, zaia! Ala, învață să te rogi dezinteresat. Da, Ala! Nu vezi că suntem într-o situație fără de scăpare? Ia să vezi tu cum scapi eu acum, e voie, lasă! Ieși! Cam impertinentă costița asta lui Adam, a? Toate pleacă de la necredință, Lady Robinson. Trebuie să ne rugăm mai mult, trebuie să ne căim, trebuie să ne spovedim. Bravo! Foarte bine, Ella. Că și eu m-am spovedit. O singură dată. Dar am fost atât de sinceră. Că spovedania a durat o oră și jumătate. Ați avut parte de un preot răbdător. Era un preot tânăr și foarte răbdător. Am simțit imediat că îmi rabdă orice. Am apropiat de el și m-am lipit pieptul de pieptul lui. Lady Robinson, cum ați putut face așa ceva? Și preotul nu a protestat? Nu, dragă, că nu era protestant. Păi și ce v-a povățuit atunci? M-a rugat să fac un rezumat și să trec peste păcatele mărunte care oricum n-au relevanță în cer. Bănuiesc că v-a iertat imediat toate păcatele. Da. Absolut toate. Ba, și o bună parte din păcatele viitoare, Elan. Era un preot tânăr și foarte înțelegător. Am simțit imediat că vă mă asculta. Imediat după aceea m-a invitat la cină. Se vede că avea un suflet de creștin. Și unde ați luat cina? E secret.
A fost cina noastră cea de taină. Vă rog să nu parodiați lucrurile sfinte. Da, te asigur că a fost o cină cât se poate de laică, Ellen. Vreau să știu unde v-ați întâlnit. E secret. Dar fi liniștită. Undeva în afara bisericii. Unde? Ellen, Ellen. Curioasă ești tu, Ellen. Așa-i. Dar curiozitatea... nu-i păcat, Ellen? A? Dar bine... bine, mă destăină. Că pentru femei... secretele sunt o grapovară, Ellen. Păi unde atunci? Undeva... la un motel. Lady Robinson? Nu se poate! Vreți să spuneți că... da, Ellen! Pe vremea aceea eram tare naivă. Bărbații încă mă atrăgeau. Trăutorul acela a fost un ticălos. A fost un bărbat, Ellen! Nimic mai mult. Așa sunt bărbații și preoții. Bărbați în sutană. Greșit, doamnă! Oh, ba dimpotrivă, Ellen! Tu greșești. Tu reduci virtutea, la abstinența, Ellen. Știi tu de ce a făcut Dumnezeu corpul femeii atât de svelt și de atrăgător? Ca să ispitească, Ellen, ca să ispitească. Iubirea e un magnetism divin, o permanentă forță a atracției universale. Știi tu, iubire, cine a fost Adam? Nu! Îți spun eu. Ține minte! Lumea crede că Dumnezeu l-a făcut mai întâi pe Adam. Dar n-a fost deloc așa. Ține minte! Dumnezeu, care e cel mai mare cavaler, a făcut-o mai întâi și întâi pe Eva. Iar apoi i-a smuls Evei o coastă și din coasta ei a mai făcut o femeie. Și cele două femei au trăit fericite în rai. Până când, într-o bună zi, a venit la ele un șarpe. Și pe șarpe îl chema Adam. Greșiți, doamnă. Ba dimpotrivă, tu greșești, Ellen. Dumnezeu ți-a rotunjit sânii ca să fie mângâiat, Ellen. Dar ce sunt are ai? Ce ai tu aici? O parte. Dar nu mai înțeleg nimic. Asta-i sutien sau bibliotecă? Vă rog să mă iertați, port cu mine mereu această carte. Ce fel de carte? O carte de rugăciuni, doar știți că sunt o femeie evlavioasă. Da? Bravo! Bravo! Femeile evlavioase sunt slăbiciunea mea, Ellen. Fac orice pentru puțină evlavie, Ellen. Haide, Ellen. Dă-mi voie să mă rog la carte. Dar e nepermis. Ba, e permis. Scrie chiar și în codul penal, Ellen. Vă rog să încetați. Liniștește-te, Ellen. Dar vreți să mă violați? Dar ce sunt eu, Constituție? Liniștește-te, Ellen. Doamnă, eu vă respect, vă admir foarte mult, dar... Dar... Vai, m-am blocat, nu mai pot să mă exprim, nu mai pot să ies din propoziția principală, îmi lipsesc...
nemăritată! Nemăritată! Că mă nebunești! Ce să faci tu cu un verb copulativ? Singură pe insulă! Vreau să-l conjug, să-l subjug, să-l înjug. La orice timp și la orice mod, în verb, doamnă. Te-ai țihnit! Lady Robinson, mi se pare mie sau vreți să mă manipulați? Doamne ferește, Ellar! E peste puterile mele! Vă rog să mă iertați, dar să știți că în afară de gramatică, singura dragoste pe care o simt e față de Dumnezeu. Încetează să mai faci pe doamna misionar! Pe Madonna Virgină din insulele Capului Verde! Crezi că nu-ți cunosc trecutul? Doamnă! Ai fost măritată de 5 ori cu 5 fete bisericești! Doamnă! Te-ai ales bărbați în mod ierarhic descrescător! Primul tău soț a fost episcop și ultimul țărcovnic! Doamnă! La asta ai redus tu religia aia, nu? Așa crezi tu că poți fi alături de Dumnezeu, culcându-te în mod egal cu slujitorii lui? Doamnă, trecutul meu poate să vi se pare perfect simplu sau imperfect, dar... Dar ce, Ellen? Ce? Îmi pare atât de rău. Da? Am greșit, îmi pare atât de rău. Așa-i. Ai greșit? Dar nu-i nimic, Ellen. Că eu te-am iertat. Pentru că Lady Robinson e bună, nu? Da. Mm-hmm. Și ție îți place de Lady Robinson, nu? Da. Mm-hmm. Haide, Ellen. Hai să-ți dau sărutul. Eu să-ți dau, tu să-mi dai. Ce frumusețe de conjunctiv! Ce place să te ierte, Ellen! Te-aș ierta într-un! La Ellen! Lady Robinson! Ellen, iartă-mă și tu pe mine! Iartă-mă, Ellen! Iartă-mă, Ellen, ca pe un episcop! Mi se pare mie sau deranjez? Nu, dragă, nu deranjez. Ca pe un țărcovnic, Ellen! Da, sunt absolut sigură că deranjez. Dar dacă vreți, eu plec. Dar pleacă! Ca pe un țărcovnic! Episcopul de Canterbury, ce vrei tu? Ce vrei? Mulțumesc! Prefer să rămân. Apropii-te, venera. Noi tocmai conjugam împreună verbul a ruga, da. Dar ne rugăm de iertare. Și vă conjugați așa una peste cealaltă? Da, dragă. Propui tu altă poziție? Are dreptate. Trebuie să ne rugăm în genunchi. E o formă clasică de a cere iertare, da. Mă opun! Că mie nu-mi place clasicismul. Mie îmi place istoria modernă, contemporană. Pot să mă rog și eu cu voi? Da, desigur, am spus-o de atâtea ori. Trebuie să ne rugăm împreună, da. Mă opun! Nu se poate, dragă, în trei! E o aluzie prea directă la Sfânta Treime! Lady Robinson, mergeți prea departe! Nu se poate, dragă, în trei! Că asta nu mai e rugăciune! E deja orgie, Doamne ferește! Ba da, am spus, trebuie să ne rugăm! Am aici un psalm foarte potrivit. Psalmul pentru reîntregirea familiei, da? Așa, da! Un psalm pentru chemarea înapoi a bărbaților! Da, l-am găsit. Îl voi citi în gând. Gândul se ridică la cer mai repede decât vorbele. Mm-hmm. Da. Că e început de primăvară și s-ar putea ca bărbații să-ți iasă ție din pământ ca ghioce, a? Da, da. Pe anotimpul lor. Bărbații, da, sunt păsări călătoare, da. Înseamnă cerere colectivă! Domnul ne-a trimis imediat un domn ofițer! Intrați! Intrați, vă rog! Intrarea e liberă! Ia să văd eu! N-am încredere în acest individ! Are mutră de fătălău! Mami, termină cu moftele tale de pisică aristocrată! Este pe un bărbat ciopaiș după 4 ani! Totdeauna a fost o femeie severă! 4 ani de post negru! Între
întreagă legislatură. Un ciclu olimpic complet. Ce fel de ciclu? Un ciclu olimpic, mami. Un ciclu special. La de la 4 ani. Dar intrați, luați loc, vă rog. E timid, dragă. E timid. Cred că intră pentru prima oară într-un loc de rugăciune. Sau poate că nu știe limba. Poartă o uniformă cam ciudată. Hola, amigo. Entra, por favor. Carajo. Asiente-te, muchacho. Nu înțelege nimic, dar îi place. Atitudine bărbătească, normal. Nones, amulatio invertitibus. Nones, platus esse hominem solum. Ce face, Len? Tu crezi că ăsta îți vine de la Vatican? Dacă mon chevalier, André, vous plaît, on vous trouve in de l'amour et plaisir. Come in, dear friend. Take a seat, please. Mm-hmm. E clar, ne-am procopsit cu un anglo-american. Și presimt că atunci când va deschide plixcul, va spune whiskey dry, please. Lady Robinson, vă rog să nu-i cereți bani. El este primul nostru client. A stat 7 ani pe lista de așteptare. El e fiul nostru risipitor. Și presimt că fiul vostru risipitor îmi risipește mie băutura. Dar am promis că intrarea e liberă. Intrarea e liberă, dar consumația se plătește. Mami, nu primesc chină. Nu-ți dau nimic. Lady Robinson, ce-ați făcut? Clientul nostru vrea să plece. Nu, domnule capitan. Nu vă supărați, Lady Robinson nu e o femeie rea. Cred că a nebunit puțin din cauza abstinenței. Măsoareți cuvintele, Ellen. Nu vă las să plecați. Dacă vreți, vă citesc Îndemnul Apocalipsei al profetului Zaharia. Domnule ofițer, zahăr nu mai avem și dintre toate dulciurile nu ne-a rămas decât profetul Zaharia. Beți, beți, stimate domn, nu vă plecați urechea la trâncănelile acestor muieri. Fii demnă, Ellen! De câte ori să-ți spun, tu ești dansatoare, nu soră de caritate! Nu vă las să plecați. Dacă vreți, vă citesc altceva. Vreți cumva? Cartea lui Iov? Străinul din țară? Cântarea treptelor? Lasă-l în pace, Ellen. Tu nu vezi că ăsta e ateu? Ateu? Dar nu face nimic. Dacă religia dumneavoastră este ateismul, atunci o să vă citesc psalmul 3 din Biblia Hazlie. Imediat. Nu? Mă scuzați, am aici o vastă bibliografie. Vezi, Ellen? Bărbații trebuie luați cu zahărelul, Ellen. Dar nu mai avem zahăr, nu mai avem nici măcar zaharină. Pe bărbați, nu-i reții tu cu profetul Zaharia, Ellen? Tot mai convingătoare e o Maria Magdalena. Oh, Doamne!
oficier fără seamăn! Imbecil asta mă jignește! Ți-a trebuit cadru militar activ. Dacă e activ, atunci de ce sunt așa pasiv? E vina ta, dansez ca o parașută. Păi vina voastră, vă l-ați îmbătat! A băut 5 pahare fără să plătească niciunul, tu înțelegi? Niciunul! Poate că domnul Fixen nu se simte bine. Uneori bărbații se pierd complet în preajma femeilor. Poate că domnul ofițer trebuie mai întâi suscitat și abia apoi excitat. Pulsul e slab. Nu mai respiră. O, Dumnezeule! S-a întâmplat ceva? Ați invocat numele domnului? Nimic deosebit, dragă. Din cauza ta, acest bun creștin, ai dat-o cum alcoolică! Se pregătesc niște acatiste. Lasă că mă uit eu. Mai degrabă are nevoie de dezalcoolizare. Ocupă-te de asta că nu degeaba ai făcut cursul de prim ajutor. Chem eu salvarea. Alo? Alo? Centrala, cu lumea înconjurătoare, vă rog! Nu-mi răspunde nimeni. Nu-mi răspunde nimeni mie, niciodată nu-mi răspunde nimeni. Doamnă, telefonul acesta nu funcționează și n-a funcționat vreodată. N-are cine să vă răspunde. Și ce dacă nu funcționează? A? Ce dacă nu funcționează? Lasă-mă și pe mine să sper. Ce ție îți răspunde vreodată Dumnezeu și toată ziua îi vorbești? Doamnă, venerea, nu vezi că sufoci pacientul? Plec de Robinson, presupun că se va întâmpla o nenorocire. Nu te băga ele, nu-i specialitatea ta. Ba, mă bag, mă introduc, că înainte de intrigă și de punctul culminat, e nevoie de introducere. Ce vrei să spui? Păi, atunci când beau prea mult, bărbații au probleme cu introducerea. Ah, iubitule! Nu, așa se pune ajutorul unui cadru militar. La o parte, lasă-mă pe mine. Pleacă, Elan, dacă la tine și cu proteza ta, va muri electrocutat. Doamnă, dar omor nu l-a păsat așa, nebunit de tot? Mă vezi pe mine cum se face? O parte, parașută! Ești o parașută! Pleacă, prasto! Te urăsc! Te urăsc! Sardea de sardină! Gâscă de găsconia! Mai eu știu cum poate fi dat un bun creștin! Am fost mărurată de 5 ori! Cu 5 ferze bisericești! Prasto! Te urăsc, parașută! Hai, du-o la parașută! A murit? A murit! Nu se poate! Tu l-ai omorât! L-ai sufocat cu ventuzele tale senzuale! A murit! Proastelor! Proasto care ești, așa te-am învățat eu să te bați! Proasto! Proasto! Tu ești și mai proastă! Un anglo-american umoare de la 5 pahare! Proasto! Lady Robinson, dar priviți-i, mor de binelea! Cu permisiunea dumneavoastră, îl voi trezi eu la realitate. Ia dați-mi sticla, vă rog. Viena! Trăiește! Asigur că trăiește. Viena nu-i trăiește, nu e o treabă complicată. Auziți, doamnă, pe ce tare bate inima? Deschide-ți nasurii de la vestân, are nevoie de aer curat. E cadru militar. Așa, așa. Am să dezbrac de la început. Incredibil. Mami, tu ai făcut armata. Un sutien face parte din echipamentul unui cadru militar? Eu cred că la mijloc e o neînțelegere. Văd eu ce neînțelegere la mijloc. Ia ajută-mă să-l trag. Până acolo. Împinge! Bravo! Caută mai jos, deșteaptă-o! Unde? Mai jos, dragă, n-ai auzit? Nu înțeleg. La mijloc, dar mai jos! Păi nu înțeleg, la mijloc sau mai jos? Acolo unde spuneai tu că este o neînțelegere. A, dar nu, nu îndrăznesc. Lasă-mă proastă pe mine, că caut eu! Vedem noi imediat ce are Dumnezeu la mijloc. Marco? Marco! Ala! Marco! Stai-mi-o că o să râd după mine! Liniștește-te! Liniștește-te!
liniștește-te, iubita mea! Marco! Ce umbli tu așa neberberit? Liniștește-te, iubita mea! Marco! Lucea ta cale de noi s-a că a venit să te salvezi! Marco! Nu-i așa! Că ai venit după mine pe șapte cale, n-are pați! Liniștește-te! Pe șapte cai și tot șaptele în vor, mama lor de cai! Marco! Dar ce mult se schimbați, Marco! Au trecut 7 ani, iubita! 4! 4 ani, iubita! Marco, ți-ai dus tu minte, oare? Noaptea în care ți-am jurat credința veșnică. Așa ceva nu se uită. Întinde-te! Marco, era într-o sâmbătă. Într-o sâmbătă, în spatele biserice. Marco, ai tu ochii ăștia așa mari, Marco? Ca să te văd mai bine! Marco! Și limba asta așa scuțită, măi? Ca să te pot săruta mai bine! Marco, stai, Marco, să nu ne bată! Ca să nu ne bată nebuna aici! Lady Robinson, Marco! Cine? Lady Robinson aia! O cunoști? O cunosc! Am făcut armata amândoi! Mamă, te rog puțin să mă iert, că eu puțin așa să-ți spun s-o confuză. Și ca să mai spun ceva, Marco, știi că eu am și băut, dar așa foarte... Puțin. Dar stai să vezi ce perioadă atâta. Pentru că Lady Robinson aia și cu fufele alea două, nu știu să zic eu să beau. Și eu beau, măi, cu vreo. Băi, nu? Da. Lasă, iubito! Doamnă, vin!
Hai, Venera! Oprește, piratele! Am ridicat dragul tău, culoarea neagră! Doamna, nu ne vede! Uitați că pleacă! Pleacă! Nu se poate! A plecat! A plecat! Am rămas din nou aici singură! Venera singură, înțelegi? Da, înțeleg! Singură aici! Uite că întoarce! Cred că ne-a văzut! Ne-a văzut? Ne-a văzut! Mami, ce bine că a schimbat drapelul! Așa e în politică, draga mea! De câte ori schimb steagul, îți merge bine! Dar sunt mulți bărbați la bord? Unul singur! Văd numai capitanul! Nebărbierit cu pipa! Lup de măr în căutare de oi terestre! Ce face? Se uită spre noi și face semne! Ce fel de semne? Destul de obscene! Ne mai pomeni! Mami, să-și după patron! Știi semne obscene! Vine drept spre noi! Eu cred că e nebun! Nu contează! Pentru mine e bun și un nebun! Tu nu o să intre direct în noi? În toate trei deodată? În toate trei? Fără declarație de război! Ce nebun se lovește de stângi! O, Dumnezeule! Nu se poate! E clar, i-am cedat frânele! Tăticu, liniște astea surzitoare. Uf! Ce tare mă doare capul. Să fie capul meu sau capul Bunei Speranțe. Dar unde dracu sunt? E, cred că m-am îmbrățișat cu tot. Marco! Marco! Unde ești, Marco? Marco! Marco! Crezi că nu te găsesc? Lasă că te găsesc eu, nu lasă! Marco! Mar... De ce zici? Mar... Marco! Oh! 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 Aici erai tu. Doamne! Da! Ce forme dubioase! Poate să iau un bărbat. Hai de la mine. Marco! Crezi că te poți să ascunde? Oi, fii tu, băiatul steți. Lasă, Marco, că eu totul să ți găsesc. Marco! Marco! Aici era. Marco, dragoste mea nemărginită, iubirea mea, Doamne Marco,
De ce ești tu îmbrăcat așa de gros? Să știi de prost, mă! Lasă că... N-are nimic, îi trece. Un fleac, capul nu este un organ vital pentru un bărbat. În celelalte mădulaie sper să fie intacte. Vouă chiar vi se pare interesant această creatură? Da, doamnă, pare în suflet copleșit de smerenie. Cam fleșcăită, nobil. Garanția lui a expirat. Dar atractiv. Oricum altul mai bun nu găsim. Cu siguranță ai și parale. Eu nu înțeleg. Ce vezi tu atractiv la o asemenea paiață? Uite-te la pectorale lui, Venera. Păi ăștia sunt de bărbat, Venera. Mami! Din profil s-a mânălit cu Sfântul Apostol Pavel. Că numai Apostol Pavel îți mai lipsea ție din toată colecția ta de apostoli. Ai fi în stare să te măriți cu el, Alan? Da, desigur, doamnă. Pare un suflet copleșit de smerenie. Ești de ce mă se mai suc el? Te-a cerut-l cumva în căsătorie? Poate că e deja căsătorit. E bărbat, dragă. Lasă-l pe să hotărască. Nu, nu poartă verighetă. O verighetă nu înseamnă nimic. Mami, ce-i cu tine? Ce nu-ți place capitanul? Spune-i sincer. Prefera el capitanează. Te rog să nu fie obraznic. Azi e că turbesc. Azi ne-a picat din cer un bărbat. Unul cam trecut, dar adevărat. Nu ne rămâne decât să-l împărțim în mod egal între noi. Lăsați-mă pe mine! Doamne, ne dai nebunit! Ce poate să fac abstinența dintr-o femeie? Da! Liniștește-te! Cred că am nebunit! De patru ani ne rugăm și individual și colectiv. Iar cerul? Cerul ne trimite să și marfă! Cam expirator? Da marfă! Liniștiți-vă odată! Liniștește-te!
Exagerezi! Nu arată chiar atât de rău! Pe mine amiralul vostru nu mă interesează deloc. Pusesem speranțe mari în iahtul său. Credeam că are tutun, busolă și o cale de salvare din nebunia asta. Eu vreau să mă culc cu el. Iar voi nu aveți decât să vă uitați. Nu va fi ușor după cum altă va trebui să lupt. Doarme profund. Dar eu iar voi trezi, pentru că eu sunt luptătoare! Vreau să mă culc cu acest băt frumos la second hand! Sunteți frumos? A spus cineva... Da, la. Venera susține că Matahala asta e făt frumos. Ia zis să mă uit eu. Să chiar el este. Doamne, Marco, ce frumos ai crescut tu! Whisky? Whisky? Nicolae! Lăsă-te să bea! E atât de anemic! E mare, da! Numai așa se va putea trezi! Proastă! Proastelor! Mulțumesc, stimate doamne! Sunteți foarte primitoare! Apreciez grija dumneavoastră! Față de un client. Vai, domnule capitan, dar dumneavoastră sunteți oaspete, nu client. Nici nu realizați unde ați nimerit. Pare o cârciumă, dar de fapt e un templu. Desigur, doamnă, mi-am dat seama imediat că mă aflu într-un loc de meditație. Acela trebuie să fie altarul. Cum te cheamă, frumosule? Aireața! Știi că îl cheamă Marco și e soțul meu. Să ne răspundă domnul capitan. Bănuiesc că știe mai bine cum îl cheamă. În general mă cheamă Olaf, dar am numeroase nume de rezervă. Pe mine mă interesează numele dumneavoastră de botez. Numele meu? Da. Depinde de situație. Uneori mă cheamă John, alteori Ramiro. Numele meu a fost cândva chiar Sir Ferguson. Acum 3 ani mă cheamă Mitică. Marco! Identitatea unui bărbat este un fenomen dinamic, doamnă. Vai, sunteți dinamic? Foarte bine, înseamnă că avem aceeași dorie. Și eu sunt o femeie dinamică. Prietene, spune-te rog numele tău de botez. La botez eram mic și neștiutor. Credeți că puteam reține asemenea mănunte? Dar ați fost botezat, nu-i așa? Cred că da. Părinții mei au fost oameni credincioși. Mi-aduc aminte ceva destul de vag. Ce? Parcă un părinte, busuioc. Apoi sfințită și niște lumânări. Hai, gata, dă-ți pe el! Marco, nu ți-a mai prostit. Spune-le că e soțul meu și că taică tu e ministru. Aia te-a fost să încetezi! În curând toate trei ne vom arăta cu acest domn. Nu avem de ales nici noi și nici el. Trebuie să știm numele adevărat, dar nu o să ne mai uităm cu necunoscut. Domnule, dar încercați să vă amintiți cum vă cheamă. V-am mai spus odată. Când am debarcat, numele meu era Olaf. Nu mai sunt așa de sigur, dar puteți să-mi spuneți și Marco dacă vă place. Marco? Nu. Sir Ferguson e mult mai potrivit. Inspiră respect, emană noblețe. Doamnelor, vă rog să vă hotărâți. Gata, am stabilit. Vă cheamă Sir Olaf Marco Ferguson. Sunteți cumva căsătorit? Nu sunt căsătorit, doamnă, dar am o soție. O soție nimic important? Nimeni nu este fără de păcat. Și ce meserie aveți? Sunt capitanul unui portavion. Tocmai ce am debarcat. Scumpul meu? Aie, gata, termină cu asta că e scumpul meu, ia? Scumpa mea! Vă să-i povesc că începând de a scumpul tău, este scumpul nostru. E, lasă tu, nu scumpul nostru, că e al meu și nu îmi par cu mine. Liniște! Spuneți că ați debarcat, dar unde vă este portavionul? L-am lăsat în parcare. Minte cu atâta eleganță, cred că este un ziarist deghizat. Lăsați-te de pe el, ți-am zis, nu îmi pare, dar nu! Da, nu! Nu trebuie să ne împărțim, dragă!
Marco Ferguson. Dați-mi voie să trec peste anumite formalități. Vedeți, nu, asta sunt o femeie mai hotărâtă. Dați-mi voie să vă cer în căsătorie. Marco, Marco, să nu spui de la vrăjitoarea asta. Uite-te la fața ei, vrea să-ți fure numele și banii, Marco. Banii n-am, dar numele mele ia absolut toate, vă stau la dispoziție. Marco, iubitule, vrei să te culci cu mine? Doamnă, nu mă obișnuiesc să mă culc așa de vreme. Dar dacă insistați... Propunerea aceasta trebuia să vină din partea ta, iubitule. Dar vezi tu, noi suntem pe insula femeilor. Aici numai femeile au inițiativă legislativă. Prea bine, doamnă! Domnule capitan, în aceste condiții nu vreți să vă căsătoriți și cu mine? Vă să zic că nici dumneavoastră nu sunteți căsătorită. Nu! Am avut însă câteva tentative, toate eșuate, toate. Sunteți fecioară. Să ne exagerăm. Ellen s-a născut sub zodia fecioarei. Acela a fost singurul moment de fecerie. Deci, dacă înțeleg eu aici bine, este vorba despre o cerere de căsătorie colectivă. Exact. Doamnă! Da? Nu vreți să mă căsătoriți și cu dumneavoastră? Nu, nu, e ok. Că nu ești un semn căsătorit deja. Gata, gata, prea multă vorbă, trebuie să vă dezleac. Simt nevoie să vă masez nobila dumneavoastră inimă. Nu mă doare inima. O să te doac, de curând. Distinse, doamne, cred că ar fi mai bine să... Ola! Renunță imediat la manierele tale. Suntem în familie. Domnule capitan, nu mă speriați. Să știți că pentru mine pieptul înseamnă timpul viitor. Ola, fii bărbat! Imaginează-ți că suport avionul tău! Hai, bitule, năznește! Urcă-te pe punte! Domnule, așteptați o clipă! Vă sunt dator cu explicație! Dar nu ne datorați nimic, domnule capitan, ba din potrivă! Noi vă suntem profund îndatorate! Profund! Profund și grean ca un fund de ocean! Vai de mine, nu mai am aer! Aerul nu ajută în dragoste, vă spun eu! Șase ani am trăit numai cu aer! Mă sufocați! Olaf! E flor pentru ultima oară! Ridică ancora! Nu pot! Ne mai pomit! Senzor cu trei femei, ia cu spreca, nu poate! Trebuie să puteți, domnule capitan, trebuie! Da, trebuie! Mă nec! Ajutor! Du-te, lăsăm acolo să te ajutoare! Dacă ce ajutor nu știi să-l ajutăm, el aprinde mâinile! Vai, dar ce puternic e și ce hotărât! Sigur că e puternic, dragă! Și îmi spune nouă că nu poate! Vai, eu scap! Ajutor, nu mai pot! Scap! Lași-te pe el! Trebuie să fim unite! Bine! Mar! Acum am înțeles! Tu ești scufița, iar eu sunt lupul care o să te poate! Mă omoriți pentru Dumnezeu! Unde fugi, lașule? Capitan păzește ultimul corabia! Nu se poate! Niciodată n-am avut noroc în dragoste! Eram și noi o familie! Sunteți complet nebune! Eu de prins și legat! Aduceți-ne mai atâmpat! Cum să mă aduceți? E un abuz! Să aveți mandat de aducere! Dar v-ați căsătorit cu noi de bună voie! Gata, m-am răzgândit, divorțez! Divorțez? O să te coste bani grei, frumosule? Fac divorțul meu, solite, credeți-mă! Am divorțat de 5 ori și niciodată n-am rezolvat nimic! Îndurare, îndurare! De ce pleci, frumosule? Trebuie neapărat să vorbesc cu avocatul meu. Oh, în zadar, niciodată nu voi fi de acord cu acest divorț. Ar fi al șaselea. Zici, nu plânge, măi, Marco. Dar stai că tu e ministru. Păi, stimate doamne, eu mai am o soție. Ai mai spus? Ce contează o soție în plus? Da, sultanul Ibrahim avea 800, na. Adevărat, dar soția mea o cheamă Iva. Iva, ce nume frumos. Dar nu mă plânge, Marco! Soția mea, Iva, este... Te pomenești că e moartă? A, nu! Situația este mult mai gravă! Soția mea trăiește! Păi știi ce plângi dacă ea trăiește? Tocmai de aceea mi-e și rușine să vă spun! Vorbește, mamutule! Soția mea este... Este gravidă? A, nu, e posibil! Suferă de vreo boală venerică? Nu cred! Ce calosule! Stai că te pune la pământ! Dacă nu vă vești, eu mor!
Vă supun și vă spun tot ce vreți. Ce este cu soția, da? V-am mai spus și v-am mai spun odată. Mi-e și rușine să vă spun. Vorbește, mamătule! Gata, gata, vă spun. Soția mea... Soția ta... Este... Este! Soția mea este un bărbat! Lemernicule! Și nu puteai să-i spui la început? Am încercat de mai multe ori, dar niciodată nu mi-a dat cuvântul. Nu ți-am dat cuvântul? Ticălos, n-ai ce căciu, mă, nu parlament! Ați profanat sfântă taina cununiei! Și dacă ești homosexual, de ce dracu te-ai mai sunat cu noi? Dumneavoastră ați insistat. Se încă nu mă pot controla. Biologii vorbind, eu nu pot face nimic, asta e, vă repet. Singurul care poate este Iva. Râs de noi? Nu, doamne, rog, încerc să vă ajut. Ajunge! Dar nici Iva nu vă poate ajuta. Sunteți femei. Dacă erați bărbați, era cu totul altceva. Venera, ce ai făcut? Răbdarea mea are și ea anume talimente. Venera, soțul! Dumnezeule! Nu se poate! În sfârșit sunt văduvă! Nu se poate! În sfârșit sunt văduvă! Doamna asistentă Robinson! Doamna asistentă Robinson! Doamna asistentă Robinson! Domnule doctor! Eram la mine în cabinet și ațipisem un pic, dar am auzit gălăgie din saloane. Ce-ați făcut? Unde erați? Am avut o intervenție. Măcar dimineața le-ați dat tratamentul? N-am apucat. De ce? M-a țipit. Dați, vă rog, acum tratamentul de față cu mine, haideți. Bine. Hai, ia-ți pastilele, că-i domn doctor. Hai, că eu știu că tu ești cea mai frumoasă și cea mai focoasă. Ia să văd. Bravo. Ia uite ce am eu de la Marco. Gura mare! Ia! Aha, bravo! Pentru tine. Bravo! Da. Am terminat. Nu-ți mai fac referat la managerul Iva. Mulțumesc, doamne. Mulțumesc, mulțumesc. Să nu se mai repete. Nu. Hai să mergem. Bine. Thank you.
Lady Robinson Bar. Thank you.